Salut, dragile mele, iubitele mele prietene, fidelele mele abonate și toate femeile care vizitează frumusețea vârstei elegante. Eu, martie, am decis să vă arăt până vine soțul cu florele, până vine coafeza să vă aranjeze. O să vă prezint acum cum eu mă machiez. Un machiaj leger, rapid, căci nu prea am multe de făcut, dar seara merg la concert, la Iure Sadovnic. Tenul a fost pregătit, l-am tonizat cu apă termală, am aplicat o cremă hidratantă și o începe machiajul. Voi aplica un fond de ten de la L'Oreal, Trumaci. O să iau o oglingioară. În anti-age avem grijă să folosim un fond de ten corespunzător tenului pentru a face pielea mai vioaie, să o întinerim și să ne simțim bine în pielea noastră. Ce aplic? Putem cu degețelul să aplicăm, putem cu o periuță, periuță de la Mary Kay. Întindem bine fondul de ten pe toată suprafața feței. Întindem bine fondul de ten pe toată suprafața feței. Suplioape un consilier de la Academie. Putem tapota cu degetul sau putem aplica cu o periuță. Am o periuță de la Melchior. Pentru ce aplicăm concealerul? Pentru hidratare, pentru protecție, pentru a camufla ridurile și ciarcănele. Am luat de la Mary Kay, am luat nuanța Orhidee. Exterioară voi folosi nuanța de prună, iar sub sprânceană voi folosi un roz pal, la fel de la Mary Kay. Aveți grijă, când aplicăm la pleoapa exterioară, să estompăm spre exterior. Cerem un remel de la Aven. Aplicăm doar o mică atingere. Gloss de la L'Oreal. Și la final, un iluminator de la Melchior. Aplicăm iluminatorul pe vârful frunții, pe obraj. Vă doresc o zi frumoasă.